Bun găsit, doamnelor și domnilor, pentru că îmi susțineți activitatea atât de mult. Vreau să vă anunț că proiectul Alexandra Coman, acest canal de astrologie, a ajuns numărul 1 în România pe secțiunea astrologie. Așa încât vă mulțumesc. Și deoarece acest canal crește exponențial, în fiecare lună intră pe el și rămân pe el de la 1500 la 2000 și plus 2000 de oameni. Este important să anunț pe toată lumea că pe lângă acest proiect Alexandra Coman YouTube, care este un proiect pro bono, care este o informație astrologică muncită mult și de mine și de echipa mea la montaj ulterior, informație gratuită, care vine înspre voi pentru a ajuta la creșterea conștiinței colective. Vreau să vă reamintesc că există și o serie de produse scoase spre comercializare, produse pe care, dacă le achiziționezi, evident că ne susții activitatea. Din acest motiv, îți reamintesc că pe bilete.ro sau pe scriindu-ne pe adresa contactarond@alexandracoman.ro poți să achiziționezi horoscopul ultra detaliat al lunii. Poți să achiziționezi webinarii. Poți să achiziționezi horoscopul anului 2022. Sunt 4 ore și 40 de minute de filmare în care se analizează zodiile, fiecare zodie, ascendent și lună natală și relația cu planetele retrograde a fiecărei zodii în 2022. Deci, horoscopul lunii, webinarii, horoscopul ultra detaliat al anului 2022 pentru fiecare semn zodiacal în parte. V-am zis, 4 ore și 40 de minute de filmare. Și la final vă anunț că există și agenda anului 2022 în format PDF, deci format electronic, sau format fizic, poți să-ți o comanzi să-ți vină acasă. Prin achiziționarea acestor produse, așa cum ți-am spus, îmi susții activitatea și a mea și a echipei mele. Vreau să îți mulțumesc pentru toată participarea ta la creșterea proiectului de astrologie Alexandra Coman și te invit în continuare să vizionezi filmarea care urmează. Încă o dată mulțumiri și îți doresc o zi absolut superbă. Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 7 martie. Este luni și este ziua în care primim numai și numai vești bune pentru că vrem să avem o săptămână pe cinste. Vedeți că însă vinerea apare horoscopul avertismentelor săptămânii care urmează, deci dacă vrei să știi unde trebuie să fii atent sau atentă, urmărește și aceste informații. Și dacă e tot vorba despre informații, pe bilete.ro se găsește despre comercializare horoscopul ultra detaliat al lunii martie. Dacă vrei să știi ce se întâmplă în această lună, ce evenimente importante au loc. Și în egală măsură s-au deschis înscrierile pentru evenimentul de pe 2 aprilie de la ora 12 ora României, webinarul intitulat Accesarea Puterii Atlanților, webinar care onorează un eveniment care se produce odată la 23.616 ani odată și atunci ne întâlnim în acest aspect, în acest cadru ultra special să aflăm lucruri foarte importante din punct de vedere energetic și spiritual. Așadar, evenimentul, înscrierea la acest eveniment se face prin bilete.ro, accesarea puterii atlanților, iar dacă achiziționezi participarea la acest eveniment, dar nu poți fi live cu noi în camera de webinar în acea zi, nu e nicio problemă pentru că vei primi linkul privat către vizionarea acestui eveniment și vezi că pe bilete.ro ai două opțiuni de achiziție de loc de participare. Există opțiunea în care primești agenda fizică a anului 2022 și inclusă în ea este și în această ofertă este și transportul gratuit pentru tine și varianta în care nu primești agenda. Deci uită-te pe bilete.ro pentru că ai acolo toate detaliile. Iar noi suntem la ziua de luni și la veștile bune pe care vi le aduc, așa încât hai să vedem despre ce este vorba. Berbec
ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Astăzi poți să rezolvi niște lucruri importante legate de acte, hârtii, documente, iar o discuție cu o femeie îți poate schimba cursul destinului într-un mod pozitiv. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Astăzi, vechi prieteni reapar în viața ta cu niște informații foarte bune privind un loc de muncă sau o colaborare cu cineva din străinătate. Nu fugi de informațiile primite, ci mai degrabă lasă-le să se așeze, ascultă-i cu atenție și gândește-te pentru că e o ofertă interesantă, oferta care ți se face. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Dacă ar fi să dăm avertisment, ar fi despre învață să fii mai flexibil și nu atât de încăpățânat. Dar pentru că astăzi vorbim despre lucruri bune și frumoase, îți pot spune că poți transforma într-o manieră pozitivă încăpățânarea în perseverență și obtuzitatea în compromis. Încearcă să fii mai flexibil astăzi și vei avea foarte multe de câștigat, mai ales că dacă arăți mai multă flexibilitate, cei din jurul tău vor veni, se vor confesa și astfel vei afla niște informații care te interesează în mod special. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. O zi în care spontaneitatea îți rezolvă niște probleme cu care te-ai tot confruntat. Tocmai prin faptul că ai o altă viziune asupra soluționării unor probleme, este exact cheia succesului către rezolvare. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Cineva aflat într-o poziție de putere s-ar putea să te sprijine, fie că este vorba de susținerea sa într-un proiect sau poate o sponsorizare sau poate îți facilitează anumite oportunități să-ți exprimi talentele așa cum dorești. Deci, leii astăzi se bucură de sprijinul persoanelor importante. Ajungi la sufletul lor. Aceeași lucru este valabil și pentru persoanele în vârstă. Comunici foarte bine cu acestea. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Astăzi te avantajează drumurile și încercarea de a fi mai independent decât de obicei, iarăși este foarte bună. Încearcă să te bazezi mai mult pe puterile tale și mai puțin pe promisiunile celor din jur. Pentru că atâta timp cât nu ai expectanțe, nu ai cum să fii dezamăgit, nu-i așa? Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. O femeie te ajută astăzi să rezolvi ceva important legat de acte, hârtii sau documente. Această femeie fie este notar, fie este avocat. Dacă ești într-un proces sau dacă e vorba de un partaj, să știi că astăzi ai foarte mult de câștigat sau iei niște decizii foarte bune. Scorpion, ascendentul pe scorpion și cei care au luna natală în semnul scorpionului. Astăzi ești avantajat pe zona relațiilor cu străinătatea. Iar această zona a relațiilor cu străinătatea poate să implice lumea virtuală sau operațiuni bancare făcute prin intermediul internetului sau este vorba despre niște decizii privind continuarea studiilor sau obținerea unei perfecționări prin intermediul studiilor online. Online-ul astăzi e prietenul scorpionului. Săgetător,
Ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Vești foarte bune legate de un loc de muncă suplimentar, deci vorbim de bani suplimentari, sau o veste bună legată de sănătate. Fie găsești terapeutul necesar, fie găsești tratamentul care să te ajute, fie începi un tratament care va da rezultatele pe care le aștepți. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Astăzi, o persoană cu care n-ai mai comunicat de mult timp te ajută din senin. Apare din neant, ca și cum ar fi un înger păzitor și îți vine cu niște soluții absolut fabuloase la acțiunile tale. În plus, capricornii află niște secrete despre vulnerabilitățile unor persoane. Și nu vorbim aici că le-ai șantaja, cât mai degrabă vei ști cum să le abordezi. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Astăzi, vărsătorii au foarte multă ambiție și vrei să demonstrezi celor din jur cât de capabil sau capabilă ești. Și asta este extraordinar, pentru că nu numai cât să atingi obiectivele, ba chiar le și depășești. O zi bună pentru rezolva niște chestiuni ce țin de o moștenire, un partaj sau un divorț, sau într-un proces, se pare că sorții sunt departe. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Atenție la erorile pe care ai putea să le faci în acte, hârtii și documente. Asta este un avertisment, da, pentru că vorbim despre lucruri bune astăzi. Să știi că primești niște vești excelente de la o persoană aflată în străinătate sau peste hotare sau primești niște vești bune legate de o călătorie, un drum, o excursie, o plecare sau ți se aprobă niște acte sau o viză pe care o așteptai de mult timp. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de luni. Să aveți o săptămână superbă și nu uitați de bilete.ro, unde vă așteaptă horoscopul ultra detaliat al lunii martie și înscrierea la webinarul Accesarea Puterii Atlanților. Pe curând tuturor! Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman. Aș vrea să vă rog câteva minute să vă pot arăta cum sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează, în acest caz Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul ultra detaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați. Intrăm pe bilete, alegem zodia. În cazul meu este zodia Leu, un bilet. Pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva să își rețin, ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm. Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă seamănă evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate. Da? Deci, datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite în niciun fel dacă nu dați click pe asta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe.
Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați, comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm, clic pe fiecare dintre link-uri pentru a vă putea printa biletele virtuale. Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi leu decembrie în cazul meu, veți putea avea acces la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă, nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!